L'oasamente la cubente vedori me, un destino nasci vorreste un pilde, vesteste in selezione avremo di nostra vecchia. C'è mausit, c'è stin, c'è ne ha povesti parenti nostri, nuovo mascunde di copilo, ci vuol vesti, niamo lui di uomini parivadini, laude del donno lui. Potere a lui, sceminoni del lui. Da se fie conoscute dei copii che se vor nasce, se pare când se vor face mal, se vorbească despre ea copiilor lor. Pentru ca aceștia să creadă în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui și să păzească poruncile lui. Să nu fie ca părinții lor un neam neascultător și răzgătit, un neam care n-avea o inimă tare și a căror duh nu era credincios de Dumnezeu. Fiii lui Efraim, înarmați și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei, pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu și n-au voit să păzească în totul legea lui. Au dat uitării lucrările lui, minunile lui pe care le-a făcut. Înaintea părinților lor, el făcuse minuni în țara Egiptului și la Marea Roșie. Le-a despărțit marea și le-a croit un drum prin ea, ridicând apele ca un zid. I-a călăuzit ziua cu nor și toată noaptea cu lumina unui foc strălucitor. A despicat stânci în pustie și le-a dat să bea ca din niște valuri cu ape multe. A făcut să țâșnească izvoare din stânci și să curgă ca niște râuri. Dar ei n-au încetat să păcătuiască împotriva lui, n-au încetat să se răzvrătească împotriva celui prea înalt în pustie. Au ispitit pe Dumnezeu în inima lor, cerând mâncare după poftele lor. Au vorbit împotriva lui Dumnezeu și au zis, oare va putea El să pune o masă în pustie? Iată că El a deschis stânca, așa pe cum se curgă ape de s-au vărsat și roie. Dar va putea El să dea și pâine sau să facă rost de carne poporului Său? Domnul a auzit și s-a mâniat și un foc s-a aprins împotriva lui Iacov. S-a stârnit mânia lui Dumnezeu împotriva lui Israel, pentru că n-am crezut în Dumnezeu și n-am crezut în ajutorul lui Dumnezeu. El a zis și a poruncit norilor de sus, a deschis porțile cerurilor și a făcut să ploie peste ei mană de mâncare. Le-a dat greu din cer și a mâncat cu toții pâinea celor mari. Le-a dat mâncare să se sature. A pus să sufle în ceruri vântul de răsărit și a dus peste ei vântul de miază zi și a plouat peste ei carne ca pulberea și păsări mari pate ca nisipul mării. I-a făcut să cadă în mijlocul taberii lor, de jur împrejurul locuințelor lor. Ei au mâncat și s-au săturat, Dumnezeu le-a dat ce doriseră, dar n-apucaseră să-și stâmpere bine pofta
dorit moarte pe cei mai tari din ei, a doborât pe tinerii lui Israel. Cu toate acestea, ei n-au încetat să perpetuiască și n-au crezut în minunile lui. De aceea, el le-a urmat zilele ca o suflare și ani printr-un sfârșit nepraznic. Când îi lovea de moarte, ei se îndreptau, se întorceau spre Dumnezeu și își aduceau aminte căci Dumnezeu este stânca lor, căci Dumnezeul atotputernic este izbăvitorul lor. Dar îl înșelau cu gura și îl mințeau cu limba. Inima lor nu era tare și nu erau credincioși legământului său. Cu toate acestea, el iartă nelegiuirea și-și oprește de multe ori mânia și nu pedepsește. El și-a adus aminte că ei nu sunt decât carne, o suflare care trece și nu se mai întoarce. De câte ori s-au răzvrătit ei împotriva lui în pustie, de câte ori l-au mâniat în pustietate, dar n-au încetat să ispitească pe Dumnezeu și să întărâte pe Sfântul lui Israel. Nu și-au mai adus aminte de puterea lui, de ziua în care i-a izbăvit de vrăjmași, de minunile lui din țara Egiptului și de semnele lui minunate din câmpia Țoan, cum le-a prefăcut râurile în sânge și n-au putut străbea din apele lor, cum a trimis împotriva lor muște otrăvitoare care i-au mâncat și broaște care i-au nimicit, cum le-a dat holbele pradă umizilor, rodul lor, pradele pustelor, cum le-a bătut viile cu piatră și smochini din Egipt, cu grindină, cum le-a dat vitele pradă grindine și turmele pradă focului cerului. El a trimis împotriva lui mânia lui aprinsă, urgia, iuțimea și necazul, o droaie de îngeri aducători de nenorocire, cum și-a dat drum slobod mânii și nu a scăpat sufletul de la moarte și le-a dat viața pradă molinei. Cum a lovit? Cum a lovit pe toți întâi născuți a Egiptului pârga puterii în corturile lui Ham, cum a scos pe poporul său ca pe niște oi și i-a călăuzit ca pe o turmă în pustie, cum i-a dus spre hotarul lui cel sfânt, spre muntele acesta pe care dreapta lui l-a câștigat, cum a izdomit neamurile dinaintea lor, le-a împărțit țara în părți de moștenire și a pus semințiile lui Israel să locuiască în corpurile lor. Dar ei au ispitit pe Dumnezeu cel prea înalt, s-au răzvrătit împotriva lui și n-au ținut poruncile lui, s-au depărtat și au fost neascultători ca și părinții lor, s-au dat la o parte ca un arc înșelător, l-au supărat cu înălțimile lor, i-au stârnit gelozia cu idolii lor. Domnul a auzit și s-a mâniat și-a urgisit rău de tot pe Israel. A părăsit locuința lui din Șilo, cortul în care locuia între oameni, și-a dat slava pradă robiei și măreția lui în mâinile vrăjmașului. A dat pe poporul său pradă săbie, pe tinerii lui ars focul și pe cearele lui n-au mai fost sărbătorite cu cântări de nuntă.
și văduvele lor nu s-ar găci. Atunci Domnul s-a trezit ca unul care dormise, a lovit pe vrăjmașii lui, care fugeau acoperindu-i cu o veșnică ocară. Dar a lepădat cortul lui Iosif și n-a ales seminția lui Efraim, ci a ales seminția lui Iuda, muntele Sionului pe care îl iubește. Și a zidit sfântul locaș ca cerurile de înalt și tare ca pământul care stă întărit pe vecie. A ales pe robul său David, l-a luat de la stablele de oi, l-a luat din dărătul oilor care alăptau, ca să pască pe poporul său Iacob și pe moștenirea sa Israel.